Am primit foarte multe printuri și foarte multe mesaje, cum că pe un anumit live lumea comentează despre mine că, vezi, Doamne, eu am spus că Dani l-a instigat pe Macarie. Eu am spus ceea ce a spus Macarie, este și un filmuleț doveditor în care Macarie vorbește și spune că Dani îi insufla lui Macarie ca Macarie să vorbească despre Antonio și despre Maria și că el a spus că stați un pic, că dacă aveți ceva de spus, spuneți că eu nu mai sunt concurent acolo și nu este lupta mea. Eu doar am reprodus ceea ce a spus Macarie și v-am pus și filmulețul doveditor. Acum, dacă este sau nu adevărat, doar Dani și cu Macarie știe acest lucru. Mi se pare penibil să vi se spui tu despre mine că spun eu, în condițiile în care eu doar am spus ceea ce a spus Macarie. Dar na, dacă altfel nu aveți cum să vă ridicați favoriții, ce să faceți? Aveți acolo un live, nici nu știu cum se numește, în fine, prin care vă expuneți părerile și vă ridicați favoriții, iar eu pe pagina mea de YouTube, ce să vezi, vorbesc mai despre toți concurenții. Chiar și despre Dani și despre Diana am vorbit la superlativ de atâtea ori, dar asta nu mai contează. Contează că eu acum am spus ceea ce a spus Macarie, cu filmulețe doveditoare, evident. Eu vă sfătuiesc să nu faceți astfel de afirmații și nici astfel de jocuri, pentru că nu fac decât să dăuneze preferațiilor dumneavoastră. Și acum vă spun cu mâna pe inimă, majoritatea oamenilor atunci când văd astfel de lucruri și își dau seama că sunt de fapt doar niște răutăți, automat devin și mai înverșunați să-și apere favoriții. Așa ar trebui să faceți și dumneavoastră. În continuarea acestui vlog am să vă las și filmul doveditor, unde Alex vorbește și spune ceea ce spune. Asta ca să vedeți că eu nu vorbesc doar așa ca să mă aflu în treabă și spun lucrurile fix așa cum sunt. Mă intrigă și pe mine anumite răutăți. Am văzut și faptul că Dani și Diana au vorbit ce au vorbit cu Giulia și cumva, datorită reacțiilor lor, Julie s-a dus către Maria. În fine, nu mai contează. Mie oricum îmi plac Dani și Diana, dar na. Atunci când fac lucruri care nu mi se par tocmai ok, mai ales între prieteni, nu am cum să nu le scot în evidență. Așa cum am făcut-o și cu alți concurenți, vă spuneam că o să vă las video cu ceea ce spune Macarie în continuarea acestui vlog. Și încercase puțin Dani să încerce el să mă provoace iar pe mine ca să zic eu, să nu cumva să zică el. Mă uitam așa puțin și a început. Hai, Macarie, zile, Macarie, hai, uite-l, mă, că la fel a rămas, zile, mă, că tu le observi. Nu merge treaba asta cu mine. Dați-vă în cap, eu nu mai sunt concurent. De ce n-aveți tupeu să ziceți? Indiferent că vedeți sau că nu vedeți, de ce? Bine, încercase puțin Dani, că mă uitam la Antonio și la Maria, și încercase puțin Dani să încerce el să mă provoace iar pe mine ca să zic eu, să nu cumva să zică el. Mă uitam așa puțin și a început. Hai, Macarie, zile, Macarie, hai, uite-l, mă, că la fel a rămas, zile, mă, că tu le observi. Nu merge treaba asta cu mine. Dați-vă în cap, eu nu mai sunt concurent. De ce n-aveți tupeu să ziceți? Indiferent că vedeți sau că nu vedeți, de ce?